Stai să vedem, mai trebuie să vină cineva, știți ceva? Domnul Dițoiu întârzie, da, și zice. Deci m-a anunțat telefonic domnul consilier Bădărău și domnul consilier Iștoc Felix. Au intrat pe comisii? Da. Deci o să intre cu cineva dintre dumneavoastră, bănuiesc deja domnul Bucur, văd că este, și domnul Bădărău cu cine ai zis că intră? Da, nu mă uit. Bine, vedem după ce citim repede ordinea de zi, da. Și așa e rece, vă rog să... Domnul primar, ce poate bine ați venit la ședința de astăzi? Da. Nu, am zis dacă poate să... Da. Da. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 28.01.2012 și procesul verbal a ședinței extraordinare din data de 11.02.2012. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil în suprafață cu cât de 35 metri pătrați, situat pe strada Ștefan cel Mare, numărul 136A, din localitatea Răcăciun, comuna Răcăciun, județul Bacău, inițiator primarul comun. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, inițiator primarul comun. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea reprezentantului Consiliului Local Răcăciun în comisie de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct la Școala Gimnazială Răcăciun, județul Bacău, inițiator primarul comun. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statului de funcție și aprobarea organigramei aparatului de pedintate al primarului comunei Răcăciun și al Consiliului Local al comunei Răcăciun pentru anul 2022, inițiator primarul comun. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 16. Punctul 3 din hotărârea Consiliului Local Răcăciun, numărul 82 din 16.12.21, privind impozit taxe locale pentru anul 2022 la Comuna Răcăciun, județul Bacău, indexate cu rația inflației 2,6% în marul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile speciale administrative și finanțate din bugetul local al Comunei Răcăciun pentru anul 2022, inițiator primarul comunei. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local de Căciun, numărul 18 din 23.03.2020, începând cu anul 2022, inițiator primarul comunei. 9. La diverse remunțiere, la portul numărul 1182 din 28.02.2022, la compartimentul asistență specială, privind activitatea asistenței personale a persoanei cu handicap, desfășurată semestrul 1 și semestrul 2 în anul 2021. Punem la vot, ordine de zi. Cine este pentru? Din partea domnului Iștoc Felix. Pentru. Domnul Bădărău a reușit să intre. Pentru și domnul Bădărău. Deci domnul Dițoiu o să vină. Da, și ăsta e domnul, da? Bun. Îmi dați cuvântul să prezint două da. Opice, dacă îmi permiteți. Prima dată, o rectificare. Toată lumea ați primit acasă la diverse. Vreau să finalizăm și de asta raportul compartimentului de asistență socială cu activitatea asistenților personali. Din eroare, la suma totală pentru anul 2021 cheltuit, a fost trecut un 5 în plus. Deci suma totală este de 2.252.952 de lei. Vă rog frumos, dacă o să rămâneți cu raportul, tăiați, vă rog frumos, 5-ul care este, da? Acum, ca să-l aveți corect, să nu fie. Deci, la observația domnului consilier Munteanu, am revenit și am verificat la contabilitate. Mulțumesc! Tot în procesul verbal al ședinței, aș vrea să prind o nominalizare a doi consilieri locali referitor la comisia care se va emite de domnul primar referitor la verificarea dosarelor depuse pe finanțările nerambursabile. La ședința trecută am stabilit cele două domenii, social și culte, în perioada în care noi am făcut anunțul la monitorul oficial partea 6-a și s-au dat niște termene. În respectivele termene, cei interesați vor veni și vor depune proiecte pentru cele două domenii. Pentru a verifica când se va încheia această perioadă, o comisie formată din doi consilieri locali și trei reprezentanți ai aparatului de specialitate vor verifica aceste proiecte. V-aș ruga să
să faceți propuneri. Eu îmi notez în procesul verbal. Ulterior, voi proceda la emiterea dispoziției de primar privind această comisie. Vă rog să solicitați propuneri, domnul președinte. Cine este? Cine propuneți? O propunere din partea dumneavoastră pentru nominalizarea a doi consilieri locali. Deci, repet? Da. Deci, mai repetat. Deci, la ședința de luna trecută s-au stabilit cele două domenii pentru care Consiliul Local va acorda sume cu finanțare nerambursabile, respectiv social și culte. În perioada aceasta, până la ședința... conform proiectului de hotărâre a bugetului. Nu, conform proiectului... În proiectul de buget sunt doar două activități. Dar nu era, era activități sociale era hotărâre separată. Bugetul aveam avut doamna secretară, în proiectul de buget pe care l-am aprobat sunt două domenii. Am avut domeniul cultural separată pe cele două domenii. Exact, da? Două domenii. Deci am spus și conform cu proiectul de buget. Și acum, nu modificăm proiectul de buget. Stați puțin, așa. Dacă mă repet. După ce am aprobat luna trecută cele două domenii cu sume brute, cu sumele așa, acea hotărâre, acele domenii au fost transmise către monitorul oficial partea a 6-a și s-au făcut s-au stabilit etapele care vor urma. Într-un anumit termen, cei interesați pentru obținerea acestor fonduri vor depune acele proiecte. La sfârșitul perioadei de depunere, comisia aceasta va verifica legalitatea, dacă proiectele sunt corespunzătoare legii și vor da mai departe ok-ul și vom veni în ședința de Consiliu Local cu procesul verbal al acestei comisii pentru ca dumneavoastră să puteți stabili cu exactitate cum se vor duce sumele pe fiecare destinație. Da? Deci am nevoie de nominalizarea doi consilieri care vor face parte din această comisie. Vă rog, domnul consilier Danu. Propun pe domnul consilier Munteanu și doamna consilier Coprea. Vă rog, dacă mai sunt alte propuneri. Alte propuneri? Care este? Propun pe domnul Bucur și pe domnul Viștof Valentin. Domnul Iacob Viștof Valentin. Mulțumesc pentru nominalizare, dar... Abțineți. Altă propunere, dacă nu dorește, nu putem. Deci, în loc de domnul Iștof Valentin, ați spus Bucur și... Pot să... Nu, să rămână propunerea să facă domnul, să termine domnul Iacobuș cu propunerea. Bucur și altcineva, domnul Iștof, nu dorește. Domnul Felix Iștof. Domnul Felix Iștof nu este și nu putem să facem propuneri în absența dumnealui. Să o sunăm, dacă... Atunci nu aveți sau cum? Poate să facă un membru, nu neapărat comisia completă. Păi, el poate să propună o persoană. Păi și cum votăm? Mai facem o propunere în completare. Bun. Deci avem așa, o propunere a domnului consilier Danu Munteanu, cu domnul Munteanu și cu doamna Coprea comisie, propunerea domnului Iacobuș cu domnul consilier Bucur. Domnul Chiliță Iacob. Vă rog, domnul. Da, eu propun pe domnul Iancu Crestinel și pe domnul Munteanu A fost domnul Secară. Și domnul Secară, bun. Nici eu nu pot, îmi cer scuze. Nici domnul Secară nu poate. Serviciul mă lasă, de asta la ședință. Deci. Domnul Harabagiu. Este prezent, nu poate nici domnul Harabagiu. Bun, haideți să trecem atunci. Avem o propunere completă. Domnul consilier Munteanu și doamna consilier Cocrea. Domnul Iacobuș l-a propus pe domnul consilier Bucur. Dacă mai este o altă propunere, în afară de domnul Bucur, ca să avem încă o propunere, să o supunem la vot, cu doi consilieri. Vă rog, domnul Iștoc. Propunerea în locul meu, completarea propunerilor făcute de domnul Iacobuș. Propun pe domnul Geru Bulai. Deci o să rămână propunerea la domnul Iacobuș, da, cu domnul Bulai și domnul Bucur. E bine așa? Ca să nu. Bulai și Bucur. Bun. Și atunci nici domnul Bulai nu vrea. Doamna, bun. Fac eu o propunere, dacă nu pot, nu propunere, o sugestie. O sugestie, da. Ar fi bine să fie, dacă e aceeași, o comisie mixtă, adică să fie cineva...
Și de la... De la... Și de la opoziție. Și de la... Nu vorbesc de opoziție, vorbesc de la catolici. Fiind discuții, într-adevăr, vor fi... Domnul. Ar fi bine să fie în comisie cei care au avut neclarități pe aceste fonduri rambursabile din punctul meu. Păi, dar faceți propuneri. S-a aprobat sumele. Dar n-au fost. Nu au fost atunci. El este publicat în Monitor Oficial. Pot să-mi asum eu și... El este publicat în Monitor Oficial. Durata... pe data 21.03.2022 până la data 31.12.2022. Așa funcționează. Am înțeles. Data limită pentru depunerea proiectelor de proiect, propunerilor de proiect, este 21.03.2022, ora 14. Deci nu e nimic complicat. Au fost unii colegi care... Domnul primar doar a dat o... Ca să trecem la vot, îmi asum eu... Bun, încă o dată. Domnul consilier Danu cu o propunere, domnul Munteanu și doamna Cocrea. Domnul Iacobuș a venit cu o propunere, a rămas doar domnul Bucur, pentru că domnul Bulai și domnul așa, și rămâneți dumneavoastră la propunerea domnului Iacobuș în comisie? Iștoc, Valentin, bun. Și domnul Tilițeiancu nu mai are rost propunerea dumneavoastră, pentru că era, deci o tai. Și avem două propuneri, domnul președinte, aveți două propuneri, supuneți la vot prima propunere. Nu, supuneți la vot. Cine este pentru prima... Cu domnul Munteanu, Munteanu și cu doamna Cocrea. Domnul Munteanu și doamna Cocrea. Domnul Munteanu și doamna Cocrea în comisie, vă rog să supuneți la vot. Cine este pentru prima propunere? Mai sus, ca să putem număra. Și aici avem nevoie de voturile celor doi, trei consilieri. Vă rog să-i spuneați că este important. Ați numărat, da? Sunt 10. Ei, chiar sunt voturile... Da, deci cazul ăsta fiind 10 voturi, o să vedem ulterior, nu puteți... Indiferent ce ar fi majoritate, doamna secretar, hai să ne lungim chiar cu niște chestii banale. Gata. Ne lungim cu... Am înțeles, trecem mai departe. Primul punct, vă rog, ordinea de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal la ședințe ordinare din data de 28.03.2022 și procesul verbal la ședințe extraordinare din data de 11.02.2022. Cum procedeți? Le dau o citire? Deci prima ședință, cea din ianuarie. O să trec mai ușor peste organizarea ei din 28 ianuarie. Invitația la consilierii locali prezenți au fost toți în număr de 15. Ordinea de zi a ședinței, rețeaua școlară. Lucrările de interes pentru anul 2022 pe legea 416. Desemnarea consilierilor locali, comisia de evaluare a secretarului. Acordul de principiu în vederea cofinanțării rețele electrice de la Ciucan, la fel și rețea electrică de la Gheorghe Doja și cea de la Dumbrăveni. Proiectul de hotărâre numărul 8, planul local de acțiune, incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, licitația celor 8 loturi de teren, ca să trec peste ele toate, și ultimul proiect a fost încetarea contractului de voință al părților al contractului cu intervenitor. Înainte de a intra în ordinea de zi, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate, 15 voturi. Înainte de a intra în ordinea de zi propriu-zisă, domnul președinte de ședință menționează că lucrările ședinței de astăzi sunt publice, respectiv posibilitatea cetățenilor de a asista la ședințele de Consiliu și în acest sens se prezintă cei cetățenii prezenți în sală, astfel domnul Ichim Vasile, domnul Busuioc, Vasile Busuioc, Alexandru Vasile, Bucur Andrei, precum și preotul dintr-o comună alăturată. Domnul consilier Bădărău Ionuț Andrei solicită cuvântul și rândul domnului consilier să-i permită domnului Ichim Vasile invitat să preste câteva cuvinte legate de punctul 17 pe ordinea de zi. În același timp, preotul de la comuna Cleja dorește să preste o situație legată de niște lucrări efectuate în comuna Cleja, dar deoarece nu au legătură cu ordinea de zi, domnul consilier local Drăgăstan Marinel propune discutarea acestora la punctul diverse, mai ales dacă este vizată o persoană din cadrul Consiliului Local. Domnul primar solicită domnului consilier să-i acorde preotului câteva minute și de asemenea să-i fie acordat respectul cuvenit. Încă o dată, domnul consilier Drăgăstan Marinel precizează că aceste discuții să aibă loc la punctul diverse. Domnul consilier Dan Romeo Maricel solicită cuvântul și roagă domnul consilier să-i permită să se retragă, deoarece trebuie să meargă la școală să susțină orele de matematică ale profesorului titular care se află în izolare. Dumnealui prezintă votul pentru la toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi cu specificația expresă că doar pentru cele de pe ordinea de zi, nu și pentru cele de la diverse dacă vor apărea.
Domnul consilier, sunt de acord în unanimitate cu retragerea domnului consilier Danu din ședință și act de votul acestuia. Domnul consilier Bădăru Ionuț Andrei solicită cuvântul și roagă domnul consilier să-i permită din nou domnului Chim Vasile să prezinte câteva cuvinte legate de punctul 17. Acesta, domnul Chim Vasile menționează, în anul 2003, când deținea funcția de primar, Târgu Săptămânal funcționa la E85 într-un spațiu foarte mic și periculos, fiind aproape de E85. Din acest motiv, Direcția de Sănătate DSVSA a solicitat prin mai multe adrese închiderea târgului și găsirea unei alte locații. Domnul Chim Vasile menționează că la momentul respectiv singura variantă a fost ce a fost găsită a fost asocierea cu o societate. Astfel au fost respectate prevederile legale, a fost adoptată hotărârea de Consiliul Local, apoi dispoziție și s-a încheiat contract cu SC Intervet, fiind singura societate care s-a prezentat cu ofertă. În acea perioadă, din partea primăriei, era desemnată doamna Diaconița și domnul Negru cu rol permanent în târg și de 2-3 ori pe lună mergea prin rotație și câte un consilier local să verifice. Domnul Chim Vasile menționează că nu au fost niciodată discuții contractitorii între Consiliul Local și reprezentanții firmei, contractul fiind încheiat legal, verificat atât de compartimentul juridic al primăriei, cât și de oficiul juridic al prefecturii Bacău. Iar activitatea din târg a fost întotdeauna rentabilă. Domnul Chim Vasile spune că ar fi trebuit ca compartimentul juridic să modifice contractul și să fie scos, deoarece nu mai era primar. Rugămintea dumnealui este de a nu mai fi implicat în discuțiile referitoare la această problemă, deoarece după ce a plecat din cadrul primăriei, nu mai cunoaște ce s-a întâmplat cu acest contract. Și spune că actualul Consiliu Local trebuie să rezolve situația corect pentru a nu fi judecat de cetățeni. De asemenea, menționează că nu dorește să mai fie implicat în verificări, cum s-a întâmplat cu ani în urmă. Domnul primar Cheța Lucian nu înțelege la ce se referă domnul Chim Vasile, menționând că numai verificărilor curții de conturi acestui contract au fost soluționate în timpul controlului toate aspectele împreună cu reprezentanții firmei, nefiind lăsată nicio măsură de altă natură. De asemenea, domnul primar menționează că actualmente există o plângere depusă de la parchet de către 5 consilieri locali referitor la activitatea legată de târg și dacă organele de urmărire penală consideră necesar, va fi chemat și domnul Chim Vasile pentru a da declarații și a lămuri situația. Domnul Chim spune că dacă va fi citat, va prezenta tot ce cunoaște și mai mult în arhiva primăriei ar trebui să existe procesele verbale ale reședinților din acea perioadă. Domnul consilier Bădărău Ionuț dorește să-l întrebe pe domnul Chim despre controlul curții de conturi din anul 2014, când aceștia au constatat că nu au fost respectate prevederi în acest contract. Domnul primar, Cheța Lucian, solicită domnilor consilieri să aștepte până organele abilitate își vor desfășura ancheta și vor face un raport final. Domnul Chim mulțumește domnilor consilieri pentru timpul acordat și se retrage din ședință. În continuare, domnul președinte de ședință dă cuvântul doamnei secretar pentru a prezenta procesele verbale de la ședințele din 16 decembrie și 22 decembrie 2021. După prezentare, domnul consilier Iștoc Mihai Valentin dorește să fie precizat clar referitor la situația apartamentului aparținând Consiliului Local și care este închiriat, dacă pentru datorie existentă au fost solicitate de chiriași și alunări la plată, deoarece ar fi fost mai ușor să plătească, debitul fiind mai mic față de penalități. Această mențiune consideră dumnealui că este necesară, deoarece în ședința anterioară, domnul consilier Bădărău Ionuț Andrei nu a fost prezent. De asemenea, legat de faptul că sentința judecătorească prevede plata întregii sume, acest lucru trebuie respectat. Domnul consilier Bădărău precizează că chiriașul este tatăl său, nu el. Doamna secretară, de această completare a procesului verbal al ședinței din data de 16 decembrie. Nefiind alte obiecțiuni, acesta este supus la vot și aprobat cu unanimitate. La fel, după prezentarea procesului verbal de la ședința din 22 decembrie, acesta este aprobat cu unanimitate. În continuare, primul punct pe ordinea de zi, organizarea rețelei școlare. N-au fost discuții pe marginea acestui proiect, a fost aprobat cu unanimitate. Următorul proiect, departizarea orelor de muncă conform legii 416. Domnul consilier Iștoc Valentin, referitor la lucrările propuse în prim plan, dacă acest plan mai poate suferi modificări, domnul primar spune că oricum acest plan de lucrări poate fi completat sau modificat tot printr-o altă hotărâre. Domnul consilier Iacobuș Laurențiu face referire la cetățenii beneficiari ai ajutorului social și propune o mai bună gestionare și urmărire a activităților desfășurate de acestea. Domnul primar spune că acești cetățeni sunt permanent monitorizați și chiar au participat frecvent în perioada de desăpezire din sezonul rece. Nemai fiind alte discuții, acest proiect este supus la vot și este aprobat cu unanimitate. Următorul proiect este semnarea consilierului local din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale ale Secretarului Comunei. Domnul președinte menționează că proiectul a primit de la Comisia Juridică aviz favorabil și întreabă domnii consilieri dacă doresc să ia cuvântul.
Astfel, domnul consilier Bucur Ciprian, referitor la proiectul de hotărâre, spune că nominalizarea membrilor se face de Consiliul Local, dar proiectul de hotărâre a venit deja cu nominalizarea făcută. Precizează că proiectul de hotărâre nu este legal, deoarece a venit deja cu propunerile completate. Doamna secretar menționează că propunerea este făcută de inițiatorul proiectului. Dacă domnii consilieri nu sunt de acord cu propunerea din proiect, pot face alte propuneri și vor fi supuse la vot. De asemenea, doamna secretar general motivează propunerea din proiectul de hotărâre, respectiv domnul consilier local Munteanu Gheorghe, jurist de profesie, iar domnul consilier Danu Romeo are mai multe mandate de consilier local care a colaborat cu, prin care a colaborat cu secretarul general comunei, cunoscând de activitatea profesională. Domnul consilier Iștov Valentin întreabă dacă nu este conflict de interese. Doamna secretar spune că nu există niciun grad de rudenie între ea și cei doi consilieri propuși prin proiectul de hotărâre. Tot dumnealui spune că propunerile trebuiau să fie făcute de către Consiliul Local. Domnul primar solicită doamnei consilier juridic Jălboaie Mihai la un punct de vedere. Doamna consilier spune că propunerea o face inițiatorul proiectului de hotărâre, iar domnii consilieri, dacă nu sunt de acord cu aceasta, pot face alte propuneri ce vor fi supuse la vot. Domnul consilier local Dițo Ionuț intervine și menționează că propunerea făcută este corectă, remarcând faptul că cel mai în măsură să evalueze activitatea este un jurist, deoarece meseria trebuie să fie compatibilă. Nu se poate ca, de exemplu, un inginer agricol să facă această evaluare, accentuând în continuare pe faptul că propunerea din proiectul de hotărâre este pertinentă. În continuare, domnul consilier Iștov Valentin susține că propunerea trebuia să fie făcută de Consiliul Local. Domnul consilier Munteanu Gheorghe, referitor la ceea ce susține domnul consilier Iștov Valentin, menționează că nu interzice nimeni acum în ședință să se facă alte propuneri și să fie supuse la vot. Domnul consilier Iacobuș Laurențiu întreabă pe doamna consilier juridic Jărboaie Mihaela dacă propunerea din proiectul de hotărâre este legală. Proiectul de hotărâre, doamna jurist menționează că proiectul de hotărâre este legal întocmit. Domnul consilier Bădărău Ionuț solicită cuvântul și face o altă propunere, respectiv domnul consilier Munteanu Gheorghe și domnul consilier Danu Romeo Maricel. Nemai fiind alte propuneri și propunerea domnului consilier Bădărău Ionuț fiind aceeași cu propunerea din proiectul de hotărâre, se supune la vot. Se obțin 11 voturi pentru, un vot abținere a domnului consilier Iștoc Valentin și 3 voturi împotrivă, domnul consilier Iștoc, Felix Bucur Ciprian și Iacobuș Laurențiu. Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Următorul proiect, extindere rețea electrică Ciucan și celelalte două, Ciucan, Gheorghe Doja și Dumbrăveni, care toate au fost aprobate cu unanimitate de voturi. Trecem mai departe. Planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome. S-a primit aviz de la comisiile de specialitate. Doamna secretar precizează că este nevoie aparținând, nu. Am trecut, deci cel privind incluziunea cetățenilor a fost aprobat cu unanimitate și s-a trecut la discutarea proiectelor de hotărâre privind vânzările loturilor de teren de la Dumbrăveni. Încă de la primul proiect de hotărâre s-au solicitat propuneri pentru nominalizarea a 2 consilieri în comisia de evaluare, precum și a unui supleant. În acest sens, domnul viceprimar a propus pe domnii consilieri Munteanu Gheorghe și Harabagiu Andrei. O altă propunere a fost a domnului consilier Bădărău Ionuț, care solicită cuvântul și face propunere pe domnul consilier Drăgăstan Marinel, deoarece dumnealui a mai fost în comisia de evaluare anterioară și cunoaște exact procedura, precum și pe domnul consilier Bucur Ciprian, care are la bază câteva studii juridice. Domnul consilier Drăgăstan Marinel solicită cuvântul. Dumnealui menționează că la procedura anterioară de vânzare a colaborat foarte bine, finalizându-se cu un număr de 7 contracte notariale de vânzare-cumpărare. Nu înțeleg de ce nu mai este agreat pentru a face parte din comisie. Nemai fiind alte propuneri, este supusă la vot prima propunere, respectiv domnul consilier Munteanu și Harabagiu. Se obțin 7 voturi pentru. Pentru cea de-a doua propunere, domnii consilieri Drăgăstan Marinel și Bucur Ciprian, se obțin 7 voturi pentru. Având în vedere că domnul consilier Danu Romeu nu este în ședință, iar votul dumneavoastră va face diferența, domnul consilier Iștov Valentin spune că trebuie sunat pentru a-și exprima votul. Domnul consilier Drăgăstan precizează că această comisie de evaluare care se va organiza cu ocazia licitației are o mare importanță. Această activitate propune un volum foarte mare de muncă. Domnul consilier local Munteanu Gheorghe solicită cuvântul și menționează că nu mai dorește să facă parte din comisie pentru a nu mai exista discuții. Domnul primar spune că domnul consilier Munteanu, fiind jurist, este foarte potrivit pentru a face parte din comisie. Nereușind să se ia legătura cu domnul consilier Danu Romeo, se face o nouă propunere pentru comisie, respectiv domnul consilier Munteanu și împreună cu domnul consilier Drăgăstan Marinel.
Domnul consilier Dițău este în asentimentul acestei propuneri, motivând că există atât partea legislativă în persoana domnului consilier Munteanu, cât și experiența anterioară a domnului Drăgăstan Marinel. Se supune la vot această propunere, în urma votului se obține unanimitate, respectiv 14 voturi, pentru ca domnul Munteanu și domnul Drăgăstan să facă parte din comisie. În continuare se solicită propunere membru supliant. Doamna consilier Cocra propune pe domnul consilier Dițoiu, o altă propunere este a domnului consilier Iacobuș pe domnul Bucur. Se supun la vot, domnul Dițoiu obține un număr de 10 voturi, domnul consilier Bucur un număr de 4 voturi. Domnul consilier Dițoiu va fi membru supliant al comisiei de evaluare. Se supun la vot cele 8 proiecte de hotărâre referitor la vânzarea loturilor și pentru fiecare în parte se obțin 15 voturi, adică unanimitate. Ultimul proiect de pe ordinea de zi a fost încetarea prin acordul de voință a părților a contractului încheiat cu SC Interver. Domnul președinte de ședință menționează că proiectul a primit aviz favorabil, 4 voturi pentru și un vot împotrivă la Comisia Juridică și aviz negativ de la Comisia Buget, respectiv 3 voturi împotrivă și 2 voturi pentru. Domnul președinte, dă cuvântul domnului primar, care precizează că și la ședința de Consiliu Local anterior a fost discutată această problemă, respectiv solicitarea SC Interver de a ieși din contractul de asociune în participațiune și în consecință a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre. Domnul consilier local Bădărău Ionuț dorește să informeze în legătură cu rapoartele Curții de Conturi pe această problemă. Domnul consilier Drăgăstan Marinel intervine spunând că este nemulțumit de articolele din proiectul de hotărâre care, după părerea dumnealui, proiectul este nelegal și nu poate fi supus la vot. De asemenea, precizează că are documente pe care le va aduce la cunoștința Consiliului Local. Dumnealui nu înțelege graba prin care se solicită modificarea Consiliului de Administrație al Interver. Mai mult, spune că 4 ședințe anterioare se solicită reglementarea situației și ar fi trebuit să fie desemnată o persoană care să facă control în târg și asupra încasărilor reale. Domnul primar spune că situația a fost transmisă către aparatul de specialitate pentru soluționare. Domnul Drăgăstan întreabă de ce nu se rezolvă cerințele pe care consilierii locali le solicită și sunt menționate în procesele verbale. Domnul Bădărău spune că se va supune la vot, dar înainte readuce în discuție verificarea Curții de Conturi. Domnul consilier local Dițău Ionuț și Munteanu Gheorghe intervin și precizează că nu poate Consiliul Local să cerceteze. Pentru acest lucru sunt instituții abilitate. Domnul Busuioc Vasile, invitat din partea Interver, solicită cuvântul. Dumnealui încearcă să prezinte o situație referitoare la această problemă, dar nu reușește să finalizeze explicația, deoarece domnul consilier susține că nu are legătură cu proiectul de hotărâre. Domnul consilier Iștor Felix îl întreabă pe domnul Busuioc dacă poate încheia contractul fără votul domnilor consilieri. Domnul Busuioc Vasile spune că da. Domnul Bădărău Ionuț precizează că în conformitate cu contractul încheiat în 2003, acesta poate fi reziliat fără acordul Consiliului Local și menționează că la controlul Curții de Conturi în 2014 s-a constatat încasarea unei sume mici de bani și sunt lăsate măsuri primarului comunei. De asemenea, precizează că în perioada anilor 2017-2019 s-a încasat o sumă de 350 milioane față de 650 milioane cât se încasa în 2003. Domnul primar Cheța Lucian intervine și precizează clar că Curtea de Conturi nu a constatat la niciun control că s-a efectuat fraudă și nici nu a lăsat măsuri care au fost soluționate. Deci s-a constatat că nu a fost fraudă, ci a lăsat unele măsuri care au fost soluționate fără a fi urmări. Domnul Bădărău Ionuț insistă în continuare pe controlul Curții de Conturi, dar domnul consilier Munteanu Gheorghe solicită întreruperea discuțiilor, deoarece nu au legătură cu proiectul de hotărâre și nu se face în ședința de Consiliu Local anchetă. Domnul consilier Dițău Ionuț solicită întreruperea injurilor, calomniilor, pentru că ședința de Consiliu Local și consilierii locali au altă menire. Domnul Iacobuș Laurențiu propune să nu se mai aducă în discuție încasările, ci faptul că nu s-a respectat legea. Domnul primar Cheța Lucian îi solicită domnului consilier Iacobuș Laurențiu să argumenteze cu articole din lege susținerea că nu s-a respectat legea și nu este în măsură să constate că legea nu a fost respectată. De asemenea, domnul primar spune că specialiștii din aparatul de specialitate au analizat legalitatea activității. Domnul consilier Drăgăstan solicită din nou cuvântul și dorește să știe ce măsuri au fost luate referitor la această situație din octombrie până în prezent. Doamna secretară al comunei ia cuvântul și prezintă situația juridică astfel. La articolul 1 al proiectului de hotărâre se reglementează care sunt reprezentanții celor două părți din contract și solicită acord domnilor consilieri pentru supunerea la vot articolului 1 pentru a putea trece la discutarea celorlalte articole.
În urma votului articolului 1 al proiectului de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate. Domnul consilier Iștov Valentin intervine și menționează că este nelămurit referitor la modalitatea de dezbatere pe articole, deoarece se explică dumnealui că este de acord cu articolul 1, dar nu este de acord cu unul dintre celelalte articole și atunci trebuie făcut un amendament pentru a scoate articolul 2 și a vota întreg proiectul de hotărâre. Domnul consilier Munteanu Gheorghe precizează că legislația prevede clar că dezbaterile pot fi generale sau pe articole și face referire la legea 24 privind tehnica legislativă și de asemenea și ordinul 25/2021, adică se poate aproba pe articole și în final tot proiectul de hotărâre. De asemenea, domnul consilier Munteanu Gheorghe explică domnilor consilieri posibilitatea modificării introducerii unor noi articole în proiectul de hotărâre prin amendamente. Doamna secretar precizează că proiectul de hotărâre supus dezbaterii poate suferi modificări, așa cum propun doamnii consilieri, de aceea este în formă de proiect, deoarece dacă nu s-ar iniția un proiect de hotărâre, nu ar exista o bază pe care să se discute în plenul ședinței. Observă de asemenea intenția unor domn consilieri de a se retrage din ședință și dorește să precizeze că și în lipsa dumnealor, proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și își va urma cursul legal. În continuare, se dă citire articolului 2 al proiectului de hotărâre. Acest contract se poate încheia doar cu acordul de voință al părților. Domnul președinte de ședință se pune la vot articolul 2 al proiectului de hotărâre. Se obțin 8 voturi pentru, abțineri 6, respectiv domnii consilieri Iștoc, Valentin Iștoc, Felix Bădărău, Ionuț Iacobuș, Laurențiu Bucur, Ciprian Bulai, Gheorghe și un vot împotrivă domnul consilier Drăgăstan. Celelalte articole sunt votate cu unanimitate. Domnul consilier Bădărău Ionuț dorește să știe ce se va întâmpla după ce lichidatorii vor finaliza activitatea și contractul de asociațiune se va încheia. Doamna secretar menționează că fiecare parte își va vedea de activitățile sale. În concluzie, domnul președinte de ședință constată că proiectul de hotărâre privind încetarea cu acordul de voință este aprobat cu majoritate de voturi, respectiv 8 voturi pentru, 6 abținere, un vot împotrivă. La punctul diverse, doamna consilier juridic Jălboaie Mihaela prezintă cererea domnului administrator al firmei Cristo Benjamin, care solicită preluarea contractului de închiriere încheiat cu Comuna Lăcăciun. Domnii consilieri locali propun pentru ședințele viitoare inițierea unui proiect de hotărâre referitor la această situație. Nemai fiind alte probleme, ședința a fost încheiată. Dacă aveți modificări sau completări la proiectul de hotărâre, la procesul verbal. Am o întrebare, eu nu mai țin minte dacă s-a votat per ansamblu hotărârea respectivă. Nu s-a votat pe articole. Doar atât, și apoi pe fiecare articol, deci hotărârea pe ansamblu a fost cu majoritate. Pentru că unele articole au fost cu unanimitate, altele cu majoritate. Dar faptul că toate articolele au avut majoritatea, respectiv unanimitate, a trecut proiectul. Dacă, de exemplu, articolul 2 pe care l-am discutat nu avea majoritate, adică nu erau necesare 8 voturi, atunci le era exclus și rămâneau doar articolele care primeau majoritate sau unanimitate. Deci, în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate. Nu are rost să mai menționez în procesul verbal. Asta a fost doar ca o clarificare, nu ca o modificare, da? Pentru că nici da? N-ați menționat, nici eu am menționat. Procesul verbal a fost aprobat în final, după votarea pe articole, procesul verbal, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate. Proiectul de hotărâre. Asta înseamnă că tot, exact cum a fost prezentat, cum a fost transmis, în forma transmisă. Că unele articole au avut unanimitate, unele au avut majoritate. Dar pe total el a fost cu majoritate. Ședința a fost filmată și poate să fie verificată. Da, s-a înțeles. S-a înțeles, da? Bun, acesta trece în forma aceasta, fără alte modificări sau completări? Trebuie să semneze domnul președinte de ședință. Să punem la vot? Da, vă rog. Aprobarea procesului verbal. Cine este pentru? Da, deci unanimitatea acesta, da? Da? Da, cum votez procesul? Mai am suflu să continui și celălaltul? Asta a fost mai scurt. Acesta din 11, din luna aceasta, ședința extraordinară. O să dau pe scurt ordinea de zi. Am avut bugetul de venituri și cheltuieli, am avut programul anual pentru acordarea finanțelor nerambursabile
și stabilirea mandatului reprezentantului legal la SC Compania de Apă Crabacău. Înainte de a intra în ordinea de zi, doamna secretară a solicitat cuvântul și a solicitat domnilor consilieri nominalizarea unui domn consilier local pentru funcția de membru supleant în Comisia de Evaluare privind licitațiile publice în vederea vânzării unor loturi din Dumbrăveri, deoarece membru supleant în comisia, în comisie, în persoana domnului consilier Dițoiu Ionuț Valeriu, propus prin hotărârile 8-15 din 28 ianuarie, l-a înlocuit pe domnul consilier Drăgăstan, care prin cererea 1450 s-a retras din această funcție. Domnul consilier Harabagiu Andrei propune pentru această funcție pe domnul Iștoc Valentin Mihai, nemai existând alte propuneri, domnul consilier Iștoc Valentin Mihai va face parte, va fi membru supleant în această comisie. Se constată în continuare că la ședință participă următorii invitați: domnișoara directoră a școlii gimnaziale de Aconu Andreea, preot Hărăbor Sergiu, parohia Gheorghe Doja, preot Pintilie Iulian, parohia Gâșteni, preot Cimpoieșu Cazimir, parohia Ciucan, preot Cimpu Daniel, parohia Răcăciuni, precum și domnul Ciraru Ciprian, cetățean al comunei. Se salută prezenta acestora în ședința Consiliului Local de astăzi. Primul proiect de hotărâre a fost bugetul de venituri și cheltuieli. Domnul primar al comunei solicită cuvântul și prezintă domnilor consilieri importanța acestui proiect de hotărâre, solicitând ca dezbaterile să se facă conform regulamentului, iar discuțiile să fie civilizate. Domnul președinte de ședință menționează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil la toate comisiile de specialitate și dă cuvântul domnului primar pentru inițiatorul proiectului de hotărâre. Domnul primar prezintă pe scurt și prezintă în mare capitolele cuprinse din buget, precum și proiectele de investiție din lista de investiții, respectiv căminul cultural în stadiu final aproape 70% finalizat, infrastructura rutieră se derulează în continuare, proiectul pe PNDL drumul Gheorghe Doja, cele trei proiecte pe Anghel Salini depuse la București în faza de avizări, pe POIM înființare distribuției gaze naturale. Împreună cu domnișoara directoră a școlii generale Răcăciuni s-au stabilit investițiile ce vor fi realizate la școlile din comună, precum și asigurarea burselor pentru elevi, de contul cadrelor didactice navetiste, investiție de modernizare la o școală de clasă din Gâșteni, centrală termică la școala numărul 2 Răcăciuni, acoperire de la fundul Răcăciuni, reparații la școala numărul 1, combustibil la microbuzul școlii. Apoi o altă investiție, fondurile alocate pentru susținerea cultelor religioase. În comună sunt 9 biserici unde cetățenii merg pentru a-și găsi liniștea sufletească, în special persoanele în vârstă. Construirea de terenuri de sport la școli, la propunerea consilierilor locali. La fiecare școală se va întocmi câte un studiu către un consultant pentru a realiza devize ca sumele necesare, cu sumele necesare referitor la terenul de sport. Pentru început, domnul primar menționează că se are în vedere realizarea unui teren de basket la școala numărul 1 Răcăciuni. La celelalte școli se vor urmări proiecte cu finanțare externă, dar pentru început vor fi reamenajate cele existente. Apoi, continuarea celor două proiecte de iluminat, PTA1 și PTA5, PDN2, înființarea unui al treilea puț de apă Răcăciuni, modernizarea stației de epurare, 4 investiții de extindere rețelei electrice cu Delgaz Gris în parteneriat, cofinanțare din partea Consiliului Local, podețe șanțuri, reabilitarea drumurilor agricole, servicii de ecarisaj, salarii, indemnizații persoane cu handicap, voucher de vacanță, balastare. Domnul primar menționează că ar fi fost necesar pentru realizarea altor proiecte și ce ar mai fi fost nevoie de aproximativ 60 de miliarde de lei, dar s-au primit 7 miliarde, aproximativ 10%, cu care trebuie să ne descurcăm în acest an. Domnul primar spune că în principal s-a avut în vedere alocarea fondurilor pentru finalizarea proiectelor pe fonduri europene, PNDL și cele ce vor fi implementate pe Anghel Salin, precum și pentru gaz. Domnul primar mulțumește domnilor consilieri pentru înțelegerea acordată și dă cuvântul doamnei consilier Mănuță Cristina din cadrul compartimentului buget, pentru care precizează că la cele 4 proiecte de investiție referitoare la extindere rețelei electrice au fost prinse în buget sume fără TVA. Domnii consilieri locali primind documentațiile cu sumele fără TVA. Ulterior s-a constatat că este nevoie să fie alocată TVA pentru fiecare proiect, astfel că lista de investiții va suferi modificări la aceste 4 proiecte. Domnul consilier Iștoc Valentin Mihai dorește să știe de unde au fost luate aceste fonduri. Doamna consilier spune că au fost suplimentate veniturile. În continuare, domnul președinte de ședință întreabă domnii consilieri dacă mai sunt discuții.
domnul consilier Iacobuș Laurențiu spune că are o lămurire referitor la proiectul privind stațiile de încărcare pentru mașinile electrice și cât va costa bugetul local. Domnul primar spune că este un proiect finanțat cu fonduri europene mediu, 100%. Chiar dacă se va cheltui din buget, aceste sume se vor întoarce înapoi. Domnul consilier Bădăros solicită cuvântul referitor la reabilitarea drumului Gheorghe Doja Ciucan. Este vorba doar de 3 km. Întreabă restul de drum de cine va fi reamenajat. Domnul primar spune că aceasta este lungimea drumului ce aparține comunei. Restul este drum județean și va fi reabilitat de Consiliul Județean Bacău. O altă întrebare a domnului consilier Bădărău Ionu se referă la cantitatea de combustibil, respectiv cei 21.600 de litri pentru parcul auto pentru anul 2022. Propune să se găsească o sursă de finanțare și să se achiziționeze GPS-ul pentru toate mașinile. În acest fel nu vor fi discuții despre cantitatea de motorină consumată. Domnul primar este în asentimentul dumnealui și susține că părerea este bună și se va interesa cât ar costa aceste GPS-uri. De asemenea, domnul primar informează domnii consilieri că mașina de pompieri a fost modernizată și invită domnii consilieri local pentru a face o probă atât pe partea electrică cât și pe partea de acțiune funcțională. Domnul consilier Iacobuș Laurențiu solicită cuvântul și dorește lămuriri la DC163, adică unde începe și unde se termină. Domnul primar explică cum va fi calculată lungimea drumului și care sunt punctele de repet ale acestuia. De asemenea, dumnealui dorește să știe ce s-a mai făcut în legătură cu stațiile pentru autobuz. Domnul primar spune că stațiile se amplasează în funcție de traseul pe care îl are transportatorul la cerințele cetățenilor și de asemenea să fie utile. Legat de transportul la Ciucan, este o problemă cu operatorul. S-a trimis adresa la Consiliul Județean, iar aceștia ne-au comunicat să întocmim un studiu de evaluare a fluxului de transport de persoane din Ciucan. Doamna consilier juridic Jălboaie Mihaela spune că acest studiu este necesar pentru a vedea dacă este viabilă această rută. Domnul ei spune că sunt doar 11 cereri depuse și nu sunt suficiente. Domnul consilier Bucur Ciprian precizează că în luna septembrie a fost depusă o cerere cu prizită o listă de semnături. Doamna juridic spune că nu este suficient acel tabel, trebuie să depuse cereri nominal de către cetățeni, deoarece așa au solicitat reprezentanții Consiliului Județean. De asemenea, doamna consilier juridic menționează că la Consiliul Județean se lucrează la programul de transport și aceștia vor lua legătura cu transportatorul din această zonă. Domnul primar spune că cunoaște situația și acest traseu trebuie reglementat, deoarece în perioada rece este foarte greu pentru copii. Domnul Bucur Ciprian ridică problema eliberării abonamentelor. Doamna consilier juridic precizează că cei de la Consiliul Județean sunt în tratative cu transportatorul pentru a elibera abonamente. În legătură cu abonamentele școlare, domnul consilier Ștofenic spune că acestea sunt foarte scumpe, aproximativ 600 de lei pe lună, având în vedere că salariul minim este de 1500 de lei aproximativ. Domnul primar ridică și problema prin care menționează că va urmări ca elevii care folosesc mijloacele de transport să fie civilizați și să nu distrugă bunurile din microbuze. Domnul Iștoc, referitor la proiectul DC110 depus pe Anghel Sanului, propune să se facă un deviz estimativ la cât ar costa să fie făcut în regie proprie, adică cu fonduri de la bugetul local, deoarece nu se știe dacă va fi aprobat sau când va fi aprobat la finanțare. Domnul primar menționează că actualmente structura drumului este afectată de mașinile de mare tonaj care au circulat și suma necesară pentru reabilitare ar fi foarte mare și nu ne-am putea permite să o suportăm doar din bugetul local. În legătură cu sacerirea zona metropolitană, domnul Iștoc Valentin întreabă dacă aceștia ne-au transmis care sunt rutele pe care le vor asigura. Doamna secretar menționează că actualmente se întocmește studiul de fezabilitate, respectiv stabilirea traseilor și impactul pe care le au acestea. Domnul Iștoc spune că ar trebui să avem cunoștință despre propunerile lor. Domnul primar spune că vom fi cu siguranță informați. Domnul Iacobuș revine asupra problemei referitoare la stațiile de autobuz, menționând că în fața școlilor ar trebui construite deoarece copiii așteaptă în ploaie. De asemenea, să fie și refugii pentru a evita accidentele. Domnul primar menționează că stații actuale de autobuz sunt aplasate la solicitările părinților împreună cu directorul școlii. În continuare, nemai fiind alte discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, este supus la vot, obținându-se unanimitate de voturi. Domnul președinte de ședință, la solicitarea doamnei consilier Olga Olguța, consilier Cocrea Olguța, propune ca dumneaei să-și exprime votul pentru toate proiectele de hotărâre cuprinse la ordinea de zi. Astfel, doamna consilier local Cocrea Olguța este de acord și transmite votul pentru la toate proiectele de hotărâre. Domnul primar mulțumește domnilor consilieri pentru faptul că bugetul a fost aprobat, domnii consilieri înțelegând modul de funcționare a bugetului, iar activitatea OAT Răcăciuni poate deveni funcțională. În încheiere, domnul consilier Iștoc Felix precizează că bugetul
a fost aprobat deoarece a fost întocmit legal. Următorul proiect de hotărâre, acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități non-profit de interes general. Domnul președinte de ședință menționează că a primit aviz favorabil de la comisiile de specialitate. Domnul primar menționează că este vorba de capitolul culte, respectiv bisericile din comună, pentru care în fiecare an se alocă fonduri pentru susținerea activităților, având în vedere că acestea sunt pentru comunitate, respectiv împrejmuiri, prăznicare, în funcție de solicitările fiecărei parohii în parte. Domnul consilier Pădăru Ionuț precizează că suma alocată în acest an este mică, având în vedere că în comună sunt 9 biserici. Propune ca anul următor suma să fie mai mare. Domnul primar spune că în proiectul de hotărâre, pe lângă culte, este și domeniul social pentru care se pot depune proiecte. Dumnealui dă exemplu de anul trecut al Fundației Sfântul Ioan Calabria, care a beneficiat de finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Local și au făcut un lucru extrem de bun pentru copii, oferindu-le o masă caldă și activitate școlară, școală după școală. Domnul consilier Iacobuș intervine și propune a se aloca fonduri pentru educație, adică cei care primesc fonduri să folosească un procent de 20% pentru educație. Domnul primar spune că propunerea este bună, dar trebuie găsit cadrul legislativ, deoarece nu se poate condiționa acest lucru. Domnul consilier Dițoiu, președintele Comisiei Juridice, precizează că acest lucru a fost discutat și în Comisia Juridică, dar nu s-a ajuns la nicio finalitate. Domnul consilier Iacobuș dă un exemplu. O persoană fizică depune un proiect, atunci ar trebui ca 20% din suma alocată să facă educație pentru cetățeni. Domnul consilier Bădărău crede că se propune condiționarea de a se cheltui din suma primită 20%. Domnul primar spune că acest lucru nu respectă prevederile legale, deoarece se depun niște proiecte pentru anumite activități și nu pot exista condiționări. Domnul președinte dă cuvântul părintelui Hărăbor Sorin, care solicită să precizeze câteva lucruri, menționând că bisericile oricum desfășoară activități cateherice, școli de vară, școli de iarnă, serate, activități cu tinerii, dar aceste activități trebuie desfășurate într-un cadru optim de curățenie și de căldură. Ceea ce propune domnul consilier Iacobuș deja se întâmplă în cadrul bisericilor, fără a fi condiționate de aceste sume. Domnul consilier Iacobuș spune că, într-adevăr, bisericile au caracter educațional, dar acele ONG-uri sau persoane fizice care nu au specific educațional să facă un proiect mic educațional. Domnul primar spune că oricine dorește poate depune proiecte cu caracter educațional. În continuare, nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, iar acesta este votat cu unanimitate. Ultimul proiect, mandatul reprezentantului legal în cadrul CRAB, la fel este prezentat și a fost supus la vot unanimitate. La punctul diverse, domnul primar prezintă cererea domnului Ciuraru Ciprian, menționând că actualmente există pe rolul instanțelor judecătorești un proces în desfășurare și îi dă cuvântul pentru a explica solicitarea pe care a depus-o către Consiliul Local. Dumnealui solicită Consiliul Local să asisteze lucrări de pe cele două drumuri care duc spre Ghețeni și groapa de gunoi. Menționează că s-a început o lucrare de construcție a unui gard de către Secea Agronova. Domnul Ciuraru prezintă poze de la fața locului. Domnul primar spune că pe raza comunei se lucrează pentru finalizarea cadastrului general și vor fi reglementate situația tuturor drumurilor. Domnul consilier Dițoiu întreabă dacă acest gard va fi construit pe proprietate privată. Domnul primar spune că da, dar până la această dată nu există nicio solicitare de construire și mai mult există un litigiu, iar instanța de judecată va hotărâ. Domnul consilier Dablu Romeo solicită cuvântul, menționează că a fost la fața locului și spune că intabularea pe care Secea Agronova a făcut-o nu este corectă, dar nu este treaba dumnealui, iar în acest moment, având în vedere că există un dosar pe rolul instanței și că se solicită acces de trecere, instanța va trebui să trimită un expert care va constata dacă este obturată trecerea din domeniul comunei care traversează o proprietate privată. Tot domnul consilier Dan Romeo spune că ceea ce poate să facă Consiliul Local este de a verifica dacă se construiește un gard și dacă există autorizație de construire. Domnul primar spune că funcționarii din cadrul aparatului de specialitate vor merge în zonă și vor verifica acest lucru. Domnul consilier Bădărău solicită cuvântul, precizează că ceea ce a întabulat Secea Agronova s-a făcut în baza unui act de proprietate și aici trebuie verificat dacă s-a întabulat sau nu corect. Și pentru acest lucru nu este nevoie de judecată, ci trebuie mers la oficiul de cadastru și de realizat documentele pe care, pe baza cărora s-a întabulat. Domnul consilier Iștoc spune, Valentin spune că a înțeles că ar fi un drum comunal în zonă și Consiliul Local ar trebui să verifice dacă acel drum comunal mai există, dacă a fost trecut în domeniul privat sau ce s-a întâmplat. Doamna consilier juridic Jăboaie Mihaile spune că în dosarul aflat pe rolul instanței de judecată, comuna este parte, având ca solicitare drept de trecere, fiind la faza de a depune întâmpinare. O comisie din partea primăriei s-a deplasat la fața locului și a consemnat ce este acolo, urmează să se face apărarea și a se prezenta instanței.
De asemenea, menționează că a verificat și că nu există nicio solicitare la momentul de față depusă pentru eliberarea de certificat de urbanism. Mai mult decât atât, este depusă o ordonanță președințială de sistare lucrări și urmează ca procesul să se desfășoare. Nefiind alte probleme pe ordinea de zi, s-a încheiat și ședința din data de 22 februarie, din 11 februarie anul curent. Dacă sunt completări, modificări, dacă nu supuneți la vot. Supuneți la vot? Cine este pentru? Înainte de a intra, vă rog frumos să luați legătura cu cei domnul consilier. Dacă nu intră direct în ședință, nu putem să-i considerăm ca voturi valabile. Și domnul... Este, da? Da, da. Cine este? Cine este? Domnul Iștofelis, vă rugăm să ne transmiteți, ați auzit, ați fost online pentru procesele verbale de ședințe? Felis, mai repet o dată. Da, bun. Pentru. Și întrebați dacă vrea să rămână sau este pentru toate celelalte proiecte de hotărâre? Aș vrea să rămân la... Și la fiecare proiect interveniți. Foarte bine. Domnul Bădărău? Este de acord. Să auzim, vă rog. Imediat. N-are semnal în zonă. Mi-a scris, deci hai să ne înțelegem. Mi-a scris că este de acord pentru că n-are semnal în zonă. Nu. Și atunci n-am ce să știu. Deci ne pare foarte rău, dar nu-i punem, ați văzut și dumneavoastră, nu așteptați toată ședința, vă puteți exprima votul o singură dată pentru toate proiectele de hotărâre, dar cei prezenți trebuie să audă acest lucru. Corect. Vă rog să sunați și pe domnul, chiar dacă nu, poate nu ajunge, pe domnul Nițuiu. Poate ajunge, cum vă rog să sunați, da? Poate ajunge, poate nu, să avem totuși confirmarea așa din azi, să nu mai stăm la fiecare. Mai încercați cu domnul Bădărău, vă rog să vă spun la sfârșitul ședinței, da? Da, da. Da, și după aceea... Sunt spunitoare. Domnule, spune-te, rog. Vă rog să ascultați. Stați un pic. Și eu în maxim 10 minute ca să șuțernez. Da, foarte bine. Deci ești pentru la toate proiectele de hotărâre. Pentru la toate proiectele, domnul. Da, mulțumim. Mulțumim. Hai că te dau un sticăr ca să audă toată. Mulțumim. Da, deci ați auzit? Este de... Da, am auzit. Mulțumim! Da, mulțumim! Ce mai departe? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în licitație publică a unui imobil în suprafață construită de 35 metri pătrați situat pe strada Ștefan cel Mare, numărul 36A, din localitatea Rătăciuni, Comuna de Județ Bacău, inițiator primarul comun. Ai vorba de construcția care... Modulul BRD. Da. Care am avut o cerere intenționată de banchiria, nu? Sau cum scoate licitația? Da, închiriază și este pentru același domeniu de activitate pentru care a fost construit. Adică ați găsit de activități financiare de creditare. Cu mențiunea ca bancomatul să rămână în cinta clădirii, dar să nu fie scurt. Deci, haideți ca eu îmi notez mențiunea. Domnul primar propune licitație. Avem o cerere. Aveți dar aici. Spuneți, ba da, este cererea în preambul. Este, se cheamă Casa de Ajutor Reciproc Caritas cu sediul în Moinești. Este scris în... Da. Ei au făcut solicitarea, dar fiind licitație, depunere solicitări, vom vedea, da. Obligatoriu trebuie să-și păstreze cine vine la licitație, va trebui să aibă același domeniu de activitate, adică activități financiare de creditare sau activități financiare bancare. Exact. Propune ca, dați-mi un pic scăsească, ca un contract să fie specificat clar mențiunea bancomatului. Ați observat că avem niște propuneri și respectiv
prima dată să facem propuneri pentru perioada închirierii, da? Cât timp cel care va câștiga pentru prima, pentru prima, primul contract de închiriere, cât timp îi acordăm? Colegul nostru Felix să propună o perioadă. Da, propunere domnului Ștoc. Da, spuneți-mi, câți ani? 3 ani. O, nu întrebați dacă mai este o altă propunere. Ce propune? Domnul... Eu propun 5 ani, pentru că cine face o investiție acolo trebuie să știe pentru ce vine. Altă propunere? Propune. Dacă nu supunem la vot cele două propuneri, vă rog, prima propunere cu 3 ani. Am o specificație. Dacă nu există propunere, după ce stabilim propunerea, intervenim și dumneavoastră ca să dăm curs, să fie cursivă. Deci pentru propunerea de 3 ani, închiriere, cine este... votați, vă rog. Cine este pentru prima propunere? Pentru 3 ani închiriere. 1, 2, 3, inclusiv domnul Felix. Deci 4, 4. Iar pentru propunerea de închiriere 5 ani. Cine este pentru prima 2. Stați încă o dată, numărați. 1. O să vedem, eu cu nou plus domnul Vizuri, o să-i solicit, nu mai este. Nu, dar a spus că e pentru. Pentru. Mai la primul, nu știu. Și domnul Vădărău. Am stabilit, oricum sunt de ajuns, 9 voturi sunt de ajuns, adică sunt... Cum îl ajunge suficiente, chiar nu. Dar vă rog să-l adăugați pe domnul Vădărău, pentru că el a spus da. Păi, dar nu știm dacă este la 3 sau la 5. Domnul profesor, nu știm la ce să... Da, avem. Ori intră, ori intră telefonic, ori trecem. Am trecut, nu intrăm prea mult în... urmează apoi propunerea dumneavoastră. Nivelul minim al chiriei care este prețul este de... stabilirea prețului de închiriere. Eu am spus aici pe metru pătrat pe lună, dar cred eu că mai bine am pune pe toată suprafața sau nu știu cum. E același lucru. E același lucru și pare o sumă mai mare. Poftiți. Dacă punem pe metru... Cum considerați dumneavoastră? Eu aici am pus pe metru pătrat, dar după aia m-am gândit că ar fi mai simplu pe toată suprafața respectivă. E mai simplu de stabilit prețul că nu mai înmulțim cu 35 de metri. Deci propuneți cât considerați dumneavoastră că... Pentru întreaga, întregul... Deci clădirea e sub teren. Deci terenul mare. Deci terenul este... Cât e spațiu... Deci dacă clădirea... Mai puțin revin. Este vorba, ați găsit acolo, identificat informații despre clădire. Clădirea respectivă nu are în cartea funciară stabilită teren al ei propriu, ci este amplasată pentru terenul cu o carte funciară de 6.000 de metri, tot ce este aici în jur. Noi vom închiria doar clădirea pentru că are drept de intrare, deci nu are nevoie să facă gard, are nevoie doar de spațiul construit, atât, fără teren. De asta doar clădirea, nu are teren. Terenul pe care se află clădirea, logic. Dar ce, găsiți, ce ați găsit dumneavoastră, 6.000 de metri, se referă la numărul cadastral al întregului teren pe care se află și amplasată. Da. Exact, domnul primar, da. Pentru că n-am făcut dezmembrare, nu avea rost să cheltuim niște bani să facem dezmembrare doar pentru, pentru că ea are nevoie de împrejmuire. Clădirea nu este într-o stare avansată de degradare, dar nici nu putem spune că nu este afectată... Păi are de acum 4 ani de clădire, da, 2018. Deci a din 2018 mai trebuie să a fost, noi am cumpărat-o în 2018. Trebuie să făcute lucrări de reparație exterior, chiar și în interior. Amenajare. Domnul, propunere pentru preț. Prețul se face pe lună, deci lunar la chirie. Deci cât considerați lunar că va... Vă rog, domnul, ce face domnul președinte cu măgari gâtul? Domnul Iacobuș dorea să facă propunerii pentru preț, care ridica mâna, da? Nu vorbim în euro, vă rog frumos să vorbim în lei. Și stabilim în lei, pentru că contractul se va face în lei, da? De ce să nu stabilim în euro? Pentru că va trebui în fiecare lună transformat, luat de la Banca Națională a României, va lua... Lei, da, nu. În lei, că... Nu pot să fac un preț, salariul la noi e lei, da. Salariul în lei. Corect.
Domnul Felix vrea să propună și el. Propunere preț. Domnul Iștoc Felix, vă rugăm, vă auzim. Spune preț. De euro nu înseamnă de curând că euro nu presupune TVA din stat. Al doilea rând, puneți-i în lei. Nu, discutăm în lei. 25. 25 de lei. Da. Cât, cât? Spune acum pe 26 de lei. Pe metru pătrat. Fără TVA. Lăsați-ne cu, nu există TVA, nu suntem plătitori de TVA. De 26 de lei pe metru pătrat, calculați-vă 26 dacă aveți un telefon, ori 35 ca să punem. Iese undeva la 1000 de lei. Eu fac propunere, dacă permite, domnul președinte. Atât în timp cât la articolul 9 garanția de participare la licitație este de 500 de lei, propun o chirie de 700 de lei pe lună. Pe tot spațiul. Nu pe un metru, nu pe nimic. Deci, așa cum se cere și în proiectul de hotărâre, propun 700 să se plece. Plecarea e. Atenție, da? Exprimarea este plecarea să fie de la 700. Altă propunere? Ați făcut 26 ori 30 și ca să... În jur de 1000 de lei este. 910. 26 ori 35, 910. 910 lei pentru toată suprafața era propunerea domnului Iștoc. 700 de lei pe lună pentru toată suprafața, propunerea domnului. Dar nu m-ai întrebat acum. Mai sunt propuneri. De propunere. Aș face o propunere. 1000 cine? De lei pe lună. Domnul Secară, 1000 de lei pe lună. O întrebare, vă mai amintiți cu cât am luat, cât am plătit acum? Da, a fost 10.000. 10.000 de euro. De lei. De lei. Pentru că am negociat așa cum a fost în interesul nostru și am... Cu. Având ca și condiție păstrarea bancomatului. Deci asta e prin contract când am cumpărat-o noi și mai departe trebuie să dăm așa. Nu, n-am avut condiția. Dacă noi nu eram de acord, noi le-am solicitat să ne lase bancomatul aici. Vă dați seama? Vă dați seama? Vă dați seama? Deci, vor că noi am solicitat să ne lase, pentru că atunci la momentul respectiv în ședința de consiliu am spus că e foarte important pentru comunitate. Deci, alte propuneri. Actul acesta să fie stipulată chestiunea care nu e bancomat. Deci din stat, domnul primar. La acest bancomat au acces numai cetățenii comunilor, deci și chiar și cei care tranzitează comuna și din comunile limitrofe. Arava, Căcești, Sasuț. Dacă nu mai sunt alte propuneri, pentru că... Propuneri? Eu am cerut o solicitare. Are legătură cu propunerea? Vă rog, dacă... Spuneți. Cine face investiția în clădire? Dacă primăria este proprietara clădirii? Să nu permitem ca să-și facă investiții și apoi să ne trezim cu o factură pe care primăria trebuie să plătească la sfârșitul contractului. Aoleu, stați să vă explic o să ai lucrurile. Deci, unu, în momentul în care o să câștige cineva și o să ia prin contract acel imobil, se va face o procesă de bani de predare și va rezulta exact în ce stadiu se află clădirea. Ei vor trebui, dacă fac orice fel de lucrări, nu investiții, de reamenajare, curățenie, reabilitare, tot ce fac ei. Și nu sunt de investiții, fac pe banii lor și le rămân nouă. În momentul în care ei consideră că vor să facă o lucrare de investiție, care se referă la structura generală, nu pot să o facă până când nu vin și ne cer nouă solicitarea. Vor veni cu un deviz. Aprobarea. Așa. Mă scuzați. Vor veni cu un deviz cu ceea ce vor să facă printr-o hotărâre de Consiliu Local stabilim. Da? Da. Stabil. Consiliul Local stabilește. Da. Suntem de acord cu toate lucrările sau cu o parte. Dar nu suntem de acord pentru că nu are nevoie clădirea respectivă de nu știu ce tur. Deci fără acordul dumneavoastră nu se face nicio cheltuială. Ce fac ei? Curățenie. N-au voie să modifice structura, n-au voie să modifice forma. Doar lucrări de reamenajare ca și să poată... va preda în condițiile în care le-a preluat. Păi de asta nu așa. Mai puțin de atât. Chiar dacă au făcut lucrări, ele vor... Da, exact. Contractul va prevedea aceste clauze clare. Chiar dacă vor pleca și au făcut niște lucrări, acestea vor rămâne proprietarului. Își vor asuma acest lucru. Nu vor lua ușa dacă au pus-o și va pleca cu ea dacă nu mai vrea să... Acum, care bancomat? Da, nu mai... Deci, punem la vot? Deci, domnule... Cine este pe el? Stați un pic, avem mai multe propuneri. Păi nu, la pentru propunerea dumneavoastră.
Sunt trei propuneri, imediat vi le citesc, dar trebuie să-mi notez dacă să facă investiții. Bun, avem o propunere a domnului Felix. 900, domnul Iștoc, prima propunere. 900, am făcut calculul. Iștoc Felix, scuzați. Are propunere de 910 lei pe lună pe toată suprafața. Domnul consilier Danu, 700 de lei pe toată suprafața. Domnul Secară, 1000 de lei pe toată suprafața. Prima propunere, 910 lei, a domnului Iștoc Felix. Supuneți la vot, vă rog. Supun la vot. Cine este pentru? Nu mai votăm. Domnul Iștoc Felix, votăm varianta de 1000 de lei. Nu, domnul Iștoc. Deci, nu. Deci, domnul Iștoc își susține propunerea dumnealui, deci avem un vot, da? Bun. Poftim? Deci nici dânsul nu mai merge. Dar nu ne jucăm. Deci are un vot pentru... propunerea de supunere la vot. Nu, rămâne propunerea de 910 lei cu un vot. Mai departe. Păi dar nu are dreptul să voteze la cealaltă. Păi nu mai votează. El nu mai votează. Și aici prima dată își retrage propunerea sau zic? Da, dânsul votează. Bun. Deci domnul Iștoc... își retrage propunerea. Își retrage propunerea. Și mai avem două propuneri. 700 de lei și 1000 de lei pentru propunerea domnului consilier Danu de 700 de lei, vă rog. Cine este pentru? Să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mai numărați o dată dumneavoastră. Câte sunt? Haideți să vedem câte sunt și pentru ce are propunere și să vedem dacă avem nevoie să-i sunăm pe a doua propunere. Dacă sunt 8 atunci a trecut, nu? Păi da. Da, dar haideți să... pentru 1000 de lei trebuie să supunem la vot. La vot. Cine este pentru 1000 de lei? 1000 de lei. 5. Poți face. Da. 900 și 1000. Și eu, Felix, deja da. 1000. 6. 6 pentru 1000 și domnul și vă rog. Nu, dar nu mai avem nevoie să sunăm. Da, pe 7 avem 8 voturi de 700 de lei pe lună. Prețul de începere a licitației. Acesta... poate să ajungă și la 10 și la 11. Trebuie, neapărat trebuie să fie doi participanți. Supuneți, vă rog, faceți propuneri și pentru cei doi consilieri în această comisie și un consilier supleant. Poftim? Contractul cadrul, nu-l acordăm, aia nu. Să fii când s-a aprobat că ai tot. Ba nu, este în spate. Păi nu. Dacă ai tot să fii? Da. Da, da, dar aveți, vi l-am trimis? Da. Eu nu. Da, sunt toate, se aprobă toate. Și contractul și tot, tot. Toate actele necesare. Bun, faceți propunere, vă rog frumos. Propunere pentru consilier, care O secundă, domnule președinte. Adică, să prim adres pe proiectul de hotărâre. La modele și documente conform anexei 3. Este. Da. Haideți să... Haideți, cine vrea să ne ajute când va fi licitația? Este asemănătoare cu ce se va întâmpla cu licitația cu Dumbrăveni. Deci se vor... Vă rog, domnul consilier Munteanu și domnul consilier Dițoiu. Corect. Îi propun pentru... Haideți, o altă propunere dacă mai aveți, dacă nu, să supunem la vot. Mai sunt propuneri? Supuneți la vot. Cine este pentru? Și atunci obținem unanimitate din cei prezenți. Deci, în principiu, și membru suplant, în cazul în care se întâmplă ceva. Membru suplant, domnul Chiriță. Tot domnul Secară, puneți pe domnul viceprimar, da? Domnul Secară. Supuneți la vot dacă sunteți de acord cu domnul Tiliță. Cine este pentru domnul Tiliță? Unanimitate. Unanimitate. Da. Următorul punct. A, nu, nu, nu. Trebuie să supunem proiectul de hotărâre în întregime la vot. Supunem proiectul de hotărâre? Cine este pentru? Unanimitate. Și domnul Felix? Bun. Deci, la punctul 3? Da. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, inițiatorul primarul comun.
Fiți acasă, nu? Da, da, da. Deci, doar dacă aveți întrebări, vă rog. Aveți întrebări, ceva? Suntem membri asociați. Ca un scurt rezumat, ce se prevede în general în aceste articole, doamna Șuvița, dacă ne puteți ajuta? Eu am citit și am văzut că mai mult sunt termenele de plată și modul în care se fac plățile. Este aici un raport, dar este foarte clar că ei nu erau producători de TVA și ne trimiteau un fichit. Și atunci am fost modificat exact, uitați fiecare articol, se referă la articolele care se facturează, da? Modul care facturează sau și termenele de plată s-au modificat? Termenele de plată. Nu s-au modificat. Am văzut condiționări de 20 de zile, 30 erau, de zile. Erau. Domnul Felix ar vrea să-și exprime votul anticipat pentru celelalte proiecte. Da, da. Dă-mi o secundă, da. Dați-i să auzim, da. Am luat toate celelalte proiecte de hotărâre. Da, mulțumim, am auzit, da. Mulțumim. Întrebări mai seama punctul 3? Da, care sunt costurile pe care cetățenii le vor avea în plus? Nu există aici, se modifică doar niște niște articole referitoare la procedură, nu la... Există între mine și Adis, dumneavoastră ce spune, am delegat contractul. Adis e reprezentantul nostru, nu are nicio treabă, nu avem taxe de salubritate stabilite de hotărâri de Consiliul Local. A noastră. Ei ne facturează în funcție de cantitate și noi trebuie să suportăm cheltuielile din cantitatea. Dacă tot suntem la capitolul deșeuri solide, în general toate deșeurile, am putea să facem un studiu dacă cetățenii are și mai convenabil cu prețul la salubritate, dacă să facem un studiu să vedem dacă am putea plăti la kilogram deșeurile, pentru că m-am uitat un pic la vecini și sunt care beneficiază de o cutie foarte bună la salubritate pentru că plătesc la kilogram deșeurile, toate persoane fizice. Adică, în loc de 1100 de lei cât vine pe an pe persoană, ei plătesc cam 700, 600, 60 de lei, pardon. Asta este ideea. Doamna înseamnă kilogram. Da, noi plătim la kilogram, dar cetățenii sunt taxați pe persoană. Noi nu plătim pe kilogram pentru că mașinile pe care suma le au... Noi la cine vă referiți? La cetățeni sau la comună? Noi avem taxă stabilită. Taxa stabilită prin hotărâri din Consiliul Local. Cum s-a ajuns la taxă? S-au luat toate facturile din toate cheltuielile pe care le-au avut primăria cu... deșeu, cu managementul deșeu. Așa, și la numărul de cetățeni s-a împărțit și s-a ajuns la taxa respectivă. Nu avem cum, pentru că Soma nu vine cu cântar la fiecare la poate. Deci mașinile pe care Soma le are, procedura, nu au cum să cântărească la momentul de față cât ia de la fiecare cetățean. Cum? Dumneavoastră cum ați propune să se facă lucrul ăsta? Dar lăsați, răspundeți corect, concret la noi în comună, nu în altă parte. Așa s-a făcut procesul. După codul de vară care vine, când vine mașina și când are. Domnul primar, dar explicați puțin, dumneavoastră știți foarte bine cum sunt. Deci eu spun așa, cu codul de vară, cu codul de vară, contract de delegare. Dacă am putea să facem un studiu, dacă am ieșit mai... Cetățenii are și mai multe contracte. Problema este că la nivelul de țară s-a încheiat un contract, s-a participat la licitație, societatea a câștigat, au avut acolo un caiet în sarcini anumite... Cum se face colectarea și sub forma asta se colectează, v-am zis, se plătește la tonă, când mai pune unul altul, mai pune cărămidă în loc de... cu noi menajeri, dar acum știți prea bine că împreună cu domnul viceprimar am făcut acțiunea și facem acțiunea de dotare a cetățenilor cu fiecare gospodării cu pubele pentru galbene și negre, da? Mai este și al treilea material pubel care a rămas la mulți în custodie. Acolo se spune clar și domnul vice a făcut precizarea clară și o face în fiecare săptămână pe rețele socializare, ce trebuie să pui în pubela galbenă, ce trebuie să pui în pubela neagră. Mai mult de atât, nu cred că rămâne ca
noi consilieri de zonă și asta să acolo unde putem să informăm cetățenii, să le mai aducem aminte, să știi ce să pună în tomberon respectiv, pentru că atât cât pui un tomberon cărămidă, teracotă, am mai găsit și multe și multe alte chestii, plătește tot primăria plătește și tot cetățenii plătește. Trebuie să facem o campanie de informare și ceea ce aș făcut-o pentru fiecare cetățean, când am dat pliantele, am dat acele pubele, am dat și pliantele de informare și spune clar, exact ce și cum pune. Trebuie să facă fiecare cetățean. Nu mai merge să aruncăm gunoiul menajer pe sub pod, nu mai merge să aruncăm cărămida nu știu ce răbă. Este numărul primăriei, a meu, a domnului viceprimar, îi dirijăm acolo locurile special amenajate unde pot fi duse materiale de construcții sau alte materiale de natură care pot să înscriu în colectare. Supunem la vot, 8, 3, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare aprobă din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct la școala gimnazială Rătăciun județ Pacău, inițiator primarul comun. Da, eu cum știți, o să aibă loc un examen al directorului adjunct pe fiecare școală, acolo unde nu au. Și urmează să desemnăm din partea Consiliul Local, o persoană care să meargă, din Consiliul Local să meargă la... Domnul Gelu, aveți propunere? Nu, deci prin proiectul de hotărâre s-a făcut deja o propunere. Dacă mai aveți alte propuneri... Domnul președinte, da. Vreau să intervin doar o secundă, două. Domnul primar a spus la fiecare școală. Nu, domnul primar, există un singur director pe toată comuna. Centru. Care vă anunț că doamnișoara diaconul Andreea a trecut acest examen la Bacău, deci este director plin, cu acte regulă, pe 4 ani, contract de management. Ea va trebui ajutată de un director adjunct. Acest adjunct nu se implică inspectoratul, ci ne implicăm noi. De asta trebuie să existe o comisie de evaluare a celor care vor să fie directori adjunți. Ei, iar noi, Consiliul Local, avem obligația să trimitem doi reprezentanți, ca așa spune legea. Atât a fost paranteză care am văzut. Și prin proiectul de hotărâre deja este o propunere făcută. Dacă aveți alte propuneri în afară de cea stabilită prin proiect, respectiv domnul Dan Romeu, membru, și domnul Dițău Ionuț, supleant. Deci, în principal, la comisie va face parte de domnul consilier Dan Romeu. În cazul în care nu termine ceva și nu poate, se va duce domnul Dițău. Dacă aveți alte propuneri, vă rog. Dacă nu, se spune la vot. Cine este de deci, unanimitate. Mulțumim. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statului de funcții și aprobarea organigramei aparatului de specialitate, utilitatea primarului comunei Rătăciun și Consiliul Local al Comunei, și pe anul 2022. Ați primit acasă și organigrama, ați primit acasă și statul de funcții. Dacă sunt întrebări, s-a înlămurit. Eu am observat și o întrebare. Vă rog. În decembrie, dacă nu mă înșel, s-a supus să a fost pus la vacantare postul domnului Tancă Vasile. Acum l-am reangajat. Cum vine treaba asta? A participat la concurs. Nu mai este la pensie? S-a schimbat legea. Da. Și atunci, o întrebare, pe ce criterii se fac angajările astea? Pe fiecare criteriu în parte. Pe ce fel de post este, dacă este funcțională, dacă este contractuală, vechime, ce anume se scoate. Și cine sunt evaluatorii? Comisia. Deci, deci toți cei angajați aici sunt... Prin concurs, conform legii, pas cu pas, anunț la monitor oficial, anunț pe gov.ro, depunere, selecție, depunere, dosare de concurs, selecția lor, pentru fiecare post, dacă este necesar, proba scrisă, dacă nu, probă practică, obligatoriu, probă interviu. Comisia care se ocupă stabilește la sfârșit un raport cu toate etapele și acordă note. Dacă sunt
pentru promovează. Dar nu trebuia absolut obligatoriu. Obligatoriu, altfel nu sunt valabile. Mai sunt întrebări? Supunem la vot? Cine este pentru? Am o întrebare aici, domnul președinte. Paznic, ce păzește echipa de aici? Care e echipa? Dar nu stai să spună care e echipă, dar citiți. Citiți care e echipă. Poate e de la groapa de gunoi. De la groapa de gunoi. De la platforma de gunoi, da. Da, da, pentru că fiind într-o zonă unde nu poți să acoperi din punct de vedere al securității total, trebuie să pui pasnici. Pasnicul, m-am trezit acum vreo câțiva ani buni în urmă, mi-au furat vreo 6 clase de acolo, deteriorează. Deci platforma de gunoi trebuie să funcționeze, că noi avem autorizație de funcționare. Aici vă poate spune domnul Vici, că în fiecare an ce trebuie să facă și ce, care este obiectivul. Banii de la fonduri. Banca Mondială, da, și suntem controlați anual și automat. Fiind expuse, vă repet, fiind expuse și este undeva într-o zonă unde nu poți să ai siguranță că nu vandalizează, automat nu poți să te urmă. Supunem la vot. Cine este pentru? Adică, la câte luni vă mulgeți trebuie? Lația. Haideți încă o dată. Abținere, vă rog. Nu, haideți să spunem întâi abținerea, când notez abținerea și restul sunt... Două abțineri. Cine sunt? Domnul Bucur și? Munteanu. Și domnul Munteanu. Bun, mai departe. Mergem mai departe. Următorul proiect de hotărâre, restul, deci majoritate. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 16 din hotărârea Consiliului Local de Crăciun numărul 16-12-2021 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2020 la Comuna Răcăciun, județul Bacău, indexate cu rata inflației de 2,6%. Deci este titlul ce am făcut noi, ați găsit și cred că ați înțeles sigur despre ce. Deci impozitele și taxele locale nu se majorează decât cu rata inflației. Dar știți la... Aceea am avut-o și... Dar nu, aici am găsit în hotărârea pe care am luat-o o mică eroare și nu putea face calcul, ați înțeles? La compartimentul impozitul nu putea face calcul la cei care solicită impozitul pe mijloacele de transport hibride, pentru că din eroare materială era prins minim 50%, adică noi ca și Consiliul Local trebuia să stabilim de la 50 mai mult, adică 50, și atunci am lăsat 50% fără minim ca să poată face calcul la compartimentul impozite și taxe dacă vine vreo solicitare. Asta era o eroare materială, n-am modificat nimic din hotărârea respectivă. Ați înțeles? Ați înțeles, da, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci în fiecare an trebuie să-l aprobăm, fetele de la asistență socială țin tot timpul legătura cu direcția județeană DGASPC, cu Consiliul Județean, acest plan este vizat de ei. Sunt informații strict referitoare la activitatea lor. L-ați primit și ați văzut în ce constă acest plan. Aveți dacă întrebări? E ceva de neclar sau... Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local Răcăciun numărul 18 din 23. A treia 2020, începând cu anul 2022. Totul prima. Explic sau ați înțeles? Întrebări? La punctul 8. Supunem la vot cine este pentru? Da, păi și eu am și facem un altul mai trebuie în primul cerere. La diverse, da. Da, am datoria să vă informez. În urma unei adrese primite de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău, legat de problema care o cunoaștem cu toții și de situația care este la granițele României. E vorba de adresa celor de la Bacău, de la județ, care ne informează că
În una ședință extraordinară a Consiliului Județean pentru situația de urgență Bacău, care a avut loc data de 27.02, asta a fost ieri la ora 12, a fost aprobată hotărârea Comitetului Județean pentru situația de urgență Bacău, numărul 23, din 27.02.2022, privind organizarea la nivel județean a sprijinului acordat refugiaților și persoanelor strămutate din Ucraina. Această hotărâre este aprobată și vă aduc la cunoștință. Articolul 1. Se stabilește punctul central de primire a ajutoarelor donate de populație, operatori economici, instituții din, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, pavilionul numărul 2, încadrat cu personal de la ISU Bacău, Poliția Locală Bacău și voluntari de la Societatea Națională de Crucea Roșie din România, filiala Bacău. Articolul 2. Unitățile administrative teritoriale organizează centre la nivel local pentru colectarea ajutoarelor umanitare, urmând să fie predate către acestea la punctul central de primire stabilit în articolul 1, adică la Centrul de Afaceri Bacău. Pentru articolul 3. Pentru centralizarea ofertelor de asistență umanitară de orice fel, persoanele fizice sau juridice vor transmite oferte pe adresa de e-mail umanitar.dsu@mai.gov.ro și vor completa formularul primit automat prin transmiterea e-mailului. Articolul 4. Pentru centralizarea inițiativelor de cazare din partea persoanelor fizice sau juridice care au preluat sau intenționează să ia în cazare cetățenii ucrainieni, se operaționalizează la nivelul CJCCI Bacău, începând cu data de 27.02.2022, adică de ieri, numărul unic de telefon 0758-025-216, la care vor fi notificate inițiativele menționate anterior. Articolul 5. Ajutoarele umanitare pot fi din categoria, și foarte important, produse alimentare care nu necesită preparare neperisabile, ambalate sau conservate în termen de valabilitate. Articole de îmbrăcăminte pentru adulți și copii, în paranteză, igienizate și ambalate pe categorii, nu le punem amestecate, și produse de igienă individuală. Asta, cam astea ar fi ce am putea da noi, ca să nu fie probleme cu, mă rog, nu putem pune carne, nu putem pune ciorbă sau ceva de genul. Articolul 6, da, neperisabil. Articolul 6. Transportul acestora de către beneficiar se va organiza cu mijloace autoasigurate conform prevederilor legale. Articolul 7. În termen de 24 de ore, unitățile administrative teritoriale vor actualiza și transmite la Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU Bacău evidența spațiilor de cazare imediat operabile existente la nivel local. Articolul 8. Inspectoratul pentru situații de urgență Maiorenic Constantin al județului Bacău va transmite prezenta hotărâre Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MIAI, Instituției Prefectului județului Bacău, tuturor unităților administrative teritoriale din județul Bacău, Consiliul Județean Bacău, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău și tuturor instituțiilor interesate. Aceasta este hotărârea pe care a fost transmisă. Noi, la nivel local, astăzi vom lua, în cadrul CLSU-ul Rătăciun, vom lua actul de această hotărâre și vom adapta pentru zona respectivă, pentru comuna Rătăciun. Sunt momente și sunt clipe care, prin care acești oameni trec foarte, foarte dureros. Adică să-ți lești părinții, să-ți lești copiii, să-ți plece soția, copiii în altă țară și să rămâi ca să-ți apere țară, eu cred că este un act de devotament ieșit din comun. Și așa cred că ar trebui să facem cu toți, dacă Doamne ferește, ne se va întâmpla și nouă. La nivel local, ca și punct de fapt apel aici către cetățenii comunei Rătăciuni și nu numai agenților economici, să fim solidari cu familii care și-au părăsit țara și să-i ajutăm prin a colecta sau prin a dona cu cât putem fiecare pentru a trece prin, mai ușor prin această perioadă. La nivel de comuna Rătăciuni am discutat și cu preoții din localitățile noastre. Vom avea centre de colectare la Rătăciuni, la clădirea stadionului din centru, unde pot aduce produse sau îmbrăcăminte, fiecare ce consideră că are și poate să vină în ajutorul nostru și a celor care sunt afectați. La nivel de sate, la fundul Rătăciuni, am vorbit cu părintele la biserică, cam la toate bisericile
din sat. Deci la Doja, la biserică, la Ciucan, la biserică, la Dumbrăven, la biserică, la Fundul Răcăciun, la biserică, la Gâșteni. O să vedem, poate aș avea rugămintea să vină la Răcăciun, dacă au posibilitate. Și aș mai avea o propunere, nu o propunere, o sugestie, pardon, nu o propunere, ca noi, Consiliul Local și împreună cu mine și domnul viceprimar, din indemnizația pe care o luăm, să dăm o sumă, nu zic eu, mai mică de 100 de lei, că n-are niciun 100 de lei, fiecare cât poate, de la 100 de lei în sus, banii se vor strânge, se vor centraliza la domnul viceprimar. Eu voi da un vice separat, eu am zis că dau și eu 500 de lei, dă și domnul vice 500 de lei. Dumneavoastră de la 100 de lei în sus, din indemnizația de consilier, zic că poate e un gest frumos și nobil pentru acești oameni. Dacă sunteți de acord și puteți face acolo unde reprezentați zona, un fel de informare și o să postești pe rețele socializare hotărârea și intenția noastră pe care o avem față de aceste familii și această situație. Problema este foarte, foarte tristă și foarte gravă. Vedem cu toți ce se întâmplă la televizor, vedem că să ne ferească Dumnezeu de război, să ne ferească Dumnezeu de ce mai rău. Că te îngrozești când te uiți la televizor și vezi cum mor copii, mor părinți, mor, se distrug instituții, se distrug infrastructură și așa mai departe. Da, mulțumesc. Dacă sunteți de acord, vă așteaptă domnul Vici. La domnul Vici aveți numărul telefon, puteți suna și... Avem cumva în comună spații speciale sau cumva să le amenajăm foarte rapid pentru astfel de situații, nu neapărat pentru refugiați. Dar am avut la Ciucan zile trecute un caz foarte neplăcut, prin care, dacă, de exemplu, în fiecare stat sau măcar la nivelul comunei să fie o locație special pregătită pentru intervenții de genul ăsta. O familie are nevoie imediat, în câteva ore, de să se adăpostească undeva, dacă avem, la nivelul comunei, un spațiu special. Există, dar vreau să fac o precizare. Cetățenii Comunei Răcăciuni care vor să primească familii, dacă va fi cazul, numai dacă va fi cazul, familii cu copii, se pot înscrie, apelează la primărie, se pot înscrie într-un tabel și atunci când va fi nevoie, dacă va fi nevoie, vom contacta și vom pune în contact cu familiile respective. Legat de spațiile care spuneți dumneavoastră, da, referitor la familia respectivă, după cum ați văzut și rețelele de socializare, intervenția nu numai a noastră, a primăriei și a cetățenilor de bună credință și a agenților economici, familia respectivă a fost întrebată dacă vrea să stea într-un spațiu. Spațiul este la Fundul Răcăciunii, avem la centru de zi, este centrală, cald. Nu, a refuzat, a zis că e mai aproape să stea la părinți, e mai aproape de lucrare și poate să intervină mult mai ușor. A fost decizia lor, nu a fost... Dacă în caz de, Doamne ferește, ceva mai grav sau Doamne ferește de război sau asta, atunci se schimbă situația cu absolut tot. Să vă pun la dispoziție școli, tot ce este institut. Da, absolut tot. Dar asta numai într-un cadru strict legal și la sub stricta coordonare a CLSU, Bacău, Răcăciuni și așa mai departe. Nu putem să mutăm oamenii dacă ei nu vor. Deci familia l-a spus, să ne gândim la o propunere de să-i ajutăm cu o sumă de bani ceva? Familia la Slău a fost ajutată și este ajutată. Acum Consiliul Local hotărăște dacă da sau nu știu cum nu știu cum să iau. Dar începând de când chiar din ziua respectivă, a doua zi după ce a luat foc și din ziua respectivă în care am fost acolo la fața locului, au fost băieții de la SVS-ul Răcăciuni. Am numite activități care de ajutorare, începând de la cei care la 416 și cu utilajele de primărie, am curățat absolut tot și cu cetățenii, bineînțeles, și cu o parte de cetățeni și preotul care s-a implicat și mulțumesc pe această cale părintelui Cazimir, am avut acțiuni de igienizare și de eliberare a terenului de tot ce a fost moluz și materiale care nu au mai putut fi recuperate. După care am făcut apel către cetățeni, ați văzut, o parte au venit și mulțumesc agenților economici care au sărit în sprijinul familiei, nu numai cu materiale, dar și cu produse. Sunt care au dat au donat material de construcție, sunt care au donat, începând de la cărămidă, ciment,
balastul care l-am asigurat, l-a asigurat primăria, utilajele la fel de la primărie, fier care l-a asigurat un agent economic important, este susținută și va fi susținută. Dar, cum să zic, vedeți că apar anumite neprevăzute. Chestia asta cu războiul, cu... trebuie să facem față la toți. Dacă e, o să vă discut și cu dânsul, dacă are nevoie, cu siguranță, am făcut demersul și la direcția Silvică, o să ne ajute cu... s-a aprobat în ședința de la direcția Silvică Bacău, aprobarea cu cantitate de lemn, dar nu e dă sub formă de căpriori, scânduri și așa mai departe, le dă sub formă de buștean. El o să meargă și curăiește cum vrea și o să-l pună. Am mai dat de la primărie, la fel, am căpriori, 40 ceva de căpriori care am avut în cadrul primăriei, confiscat de la un agent economic și care era în custodia noastră. Ușor, ușor zic că această familie se pune pe va intra cât de curând în casă și va fi locuibilă. Normal, și frez, nu poți să-l faci deodată pe toate. Ți-ai pierdut o agonisială din o viață întreagă la care ai muncit. Făcându-ți o cameră, o baie, ușor, ușor, le faci și pe celălalt. Dar, v-am zis, cum stabiliți consiliul local, dacă e să prindem o anumită sumă de bani, vedem, bani, e nevoie de mulți ca să termine acolo. Că e vorba de casă, am înțeles, casă, parter, plus mansardă, ce vrea să facă. E un pic. Și de asta spun, au fost ajutați, sunt ajutați și vor fi ajutați. Fără niciun fel de... asta vă poate confirma familia, nu vă spun eu, că nu... Da. Și o asigurare, dacă ar fi să facă... Asta ar trebui fiecare cetățean să asigure locuința, pentru că, Doamne ferește, vedeți, nu este foc, e apă. Nu e apă, e incendiu, altceva. Grosul ajutorului de acolo. Da. Adică trebuie să conștientizăm fiecare că, făcându-ne asigurarea pe casă, avem și o garanție că putem să mai recuperăm ceva. Trecem la diverse. Deci raportul de la activitatea asistenților personal cu modificarea sumei totale cheltuită, da? Ați luat la cunoștință raportul cu compartimentul cu sumele, activitatea desfășurată cu asistenții. Și, pe scurt, luna trecută la ședință s-a prezentat domnul Ciuraru referitor la cele precizate de dumnealui. Cealaltă parte, respectiv SECE Agronova, solicită sau transmite, de fapt, și ne solicită ca la ședința de Consiliu să prezentăm punctul de vedere referitor la cele prezentate în ședința trecută. Agronova este proprietar de drept în urma divizării agroindustrialei. Stabilirea patrimoniului agroindustrialei, destabilirea ei, s-au ocupat organele împuternicite ale statului român, respectând legislația. Persoana Ciuraru Ciprian nu poate să interzică să construiască sau să repare ceva pe domeniul privat al societății. Se consideră că a câștigat drept de servitute. Consiliul Local Răcăciun nu trebuie să se implice într-o problemă între doi agenți privați, între care este un litigiu pe rol în instanțe, mai mult decât aceasta. Unul dintre consilieri afirmând că nu am vrut să mă convic personal, afirmând mai departe că se pare că după cele constatate, intabularea a fost pătrinitoare, deja s-a pronunțat încurajând demersurile ulterioare. Domnul Ciurar s-a făcut abuz care rămâne înregistrat. Cine poate da amănunte sau vorbi în locul meu? Asta se referă cum prezintă domnul Olteanu. Referitor la proprietatea domeniului privat al Agronovei, cumpărată absolut legal. Doamna secretar, îmi permite să intervin. Vă rog. Nu este un punct oficial a unei societăți, este punctul personal a unui individ, care eu nu vreau să-l ascult în ședința Consiliului Local. Dumnealui să vină personal ca reprezentant a unei societăți pentru că acolo este părerea unui individ. Că nu poate dumnealui să traseze sarcină Consiliul Local, că nu trebuie să se implice. Așa ați citit adineori. Deci părere personală a unui individ, să vină personal să discute în calitate de persoană juridică, deci nu în calitate de persoană fizică. Vă rog frumos, eu nu accept, s-a terminat ordinea de zi, o să plec. Poate să exprimă în calitate de administrator. Nu, atenție ce a citit, doamnă. Este persoană. Dar nu putea să vorbească societatea. Dar eu rog pe domnul consilier. Societatea, atenție cum ați spus dumneavoastră, că eu nu permit. Păi am citit eu de cine? Aici. Eu reprezentantul cine? Reprezentantul societății. Păi eu. Cine? Reprezentantul societății. Cine?
Cine semnează? Cine? Doctor Petrișor Olteanu. Păi așa trebuia să fie început. Cine? Păi, eu, ăla, un individ. Cine? Paznicul la poartă? Nu, nu e problema asta. Continui să citesc, sunteți de acord? Eu nu accept, eu nu sunt de acord. Da. Este o părere personală a unui... Dacă este către noi, trebuie să știm și noi ce a trimis omul către noi, domn profesor. Este opinia oficială a unei societăți nu se prezintă așa. E transmisă prin reprezentantul ei, este datoria noastră să o ascultăm, putem sau nu să fim de acord cu ea. Este cu ce? Cu opinia sau cu punctul de vedere transmis. Domnule, eu vreau să spun dacă este opinie oficială. Că dacă nu e oficială, n-am ce ascultat. Citiți adresarea, doamna secretară. Deci, cum se adresează? Consiliul local de Căciun, în atenția domnului primar și a președintelui de ședință. Bun. Vă solicităm domnul ca la viitoarea ședință a Consiliului Local să prezentați, îmi cer scuze, e greșeala mea, am zis să... Secretară, dacă îmi permite, eu știu că noi ne-am exprimat ferm poziția la ședința anterioară, când am spus că nu e de competența noastră. Consiliu. Așa mă duc aminte, că am zis că nu este de competența noastră. Au fost, unii au fost mai vocali și bănuiesc că domnul doctor de asta, nu știu, bănuiesc că a urmărit filmarea și au fost continuați să expuneți interesați punctul de vedere, să știm și noi ce... Bun, stați puțin să-mi notez, o să merg pe filmare și o să fac procesul verbal. Ce fac eu acum? Cine îți de parte? Care vor să știe exact ce scrie acolo? Să ia documentul de la dumneavoastră, să-l știe. Să-l știe, da. A fost adresat către Consiliul Local, dar nu președintele de ședință. Deci, în atenție, președintele de ședință și a domnului primar. Și a domnului Consiliu. Nu scrie Consiliul Local. Este rupt, da, către Consiliul. N-a fost atent, domnule. Că cine vrea din Consiliul Local. Eu nu sunt obligat să fac. Atâta timp cât nu ajunge la mapă, trebuie să știm și noi, domn profesor. Până dar citește, era... dragă, du-te și citește. Ce vrea să-l citești? Până acum era... Nu mă interesează pe mine. Dar nu mă interesează, nu vreau să-l citesc. Consiliul Local. Domnul Iștoc, în ultimele ședințe, dumneata ai sărit calul puțin. Și o să stăm noi de vorbă puțin să-ți explică. Nu sunt obligat să-ți dau explicații de ce fac o anumită propunere. Păi, pentru că dumneata, în ultimele trei ședințe, ai spus de ce faceți această propunere. În ce calitate mă întreb de ce fac eu o propunere? Eu fac o propunere, îți convine, o votez, nu-ți convine, nu votez. Dar nu mă întreb de ce, în ce calitate fac eu această. Păi nu, am văzut la câteva chestii care nu mi-a convenit. Și am vrut să vă spun.